Petronela. Creșterea producției de biocombustibil este unul dintre mijloacele importante prin care UE vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, dar mai mult biocombustibil presupune că vor fi scoase din circuitul agricol suprafețe tot mai mari de teren. Consecința, teren mai puțin pentru agricultură, nu poate să însemne decât producții mai mici și implicit presiune pe preț. De astfel, la summitul G7 din acest weekend, ministrul german de externe a avertizat despre riscurile unei crize alimentare globale. Subiectul a fost dezbătut de colegii de la Lef Business. Care ar fi consecințele dacă la summitul G8 de la finalul lunii va fi luat în considerare creșterea de biocombustibili? Creșterea? Da. Creșterea cantității de biocombustibili. Păi să știți că asta ar însemna mai multe importuri pentru Europa și vorbim aici de porumb, în special pentru că, în general, Uniunea Europeană importă anual în jurul valorii de 15-16 milioane de tone de porumb. Majoritatea veneau din Ucraina, firește, da. Dar acum se reorientează către origini ca și Argentina, ca și Statele Unite, unde se produc organisme modificate genetic, care nu sunt deloc rele în acest sens, pentru că ele sunt făcute să aibă toleranță la dulmători și o anumită toleranță la secetă. Deci, ca și o consecință directă, nu văd un impact major în alimentația umană. Dar creându-se acest culoar verde despre care tot s-a vorbit în zilele trecute pentru mărfurile ucrainene, să sperăm că măcar uleiul brut de floarea soarelui, semințele de floarea soarelui, semințele de rapiță, vor putea să penetreze prin frontierele Poloniei și ale României spre interiorul Uniunii Europene, astfel încât să asigure echilibrul necesar în aprovizionarea populației.